ia amploare scandalul dintre sindicatele din educație și Ministrul Sănătății. Subiectul este același: vaccinarea profesorilor sau testarea lor odată la 14 zile din surse proprii. Reprezentanții Federației au adoptat o declarație prin care cer autorităților să-și revadă decizia. Ala Nemerenco nu pare însă să dea înapoi. I-a declarat că guvernul nu va achita testele pentru depistarea COVID-19 și că imunizarea este singura cale pentru stoparea răspândirii virusului, afirmație contrazisă de unii medici. În declarația sindicatelor din educație se spune că legea securității și sănătății nu îi obligă pe angajați să ia măsuri pentru a-și asigura sănătatea, igiena și sănătatea în muncă, iar cheltuielile pentru examenele medicale sunt suportate de către angajator. Prevederile hotărârii CNSP din 23 august sunt în contradicție atât cu standardele internaționale în domeniul muncii, cât și cu cadrul normativ național. În această ordine de idei, biroul executiv al Federației Sindicale se arată împotriva acțiunilor care tind să diminueze drepturile și garanțiile salariaților, se menționează în declarație. În context, Federația îndeamnă Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică să își revizuiască hotărârea pentru a nu pune în pericol desfășurarea procesului educațional începând cu 1 septembrie. De cealaltă parte, ministrul sănătății Ala Nemerenco a declarat la postul public de televiziune că guvernul nu va da curs solicitării profesorilor de a achita testele pentru depistarea COVID-19 din bugetul de stat. Este Ministerul Educației și eu cred că ei ar trebui întâi să discute înainte de a plasa aceste comunicate de presă în care, de fapt, sunt sub o formă de atac. Noi putem să oprim această circulație a virusului atât de insistentă prin faptul că oferim această acoperire vaccinală. Medicii o contrazic însă pe Nemerenco. Într-o postare pe Facebook, pediatrul Mihai Stratulat susține că imunizarea nu mai are efectul scontat, cel de a opri răspândirea virusului. Cunoaștem că și cei vaccinați se pot reîmbolnăvi și transmite virusul altor persoane. Cert este că rata de îmbolnăvire și de a face o formă mai gravă a bolii printre cei vaccinați este de 10 de ori mai mică decât printre cei nevaccinați, iar cei care au avut deja COVID și apoi s-au imunizat sunt cei mai protejați. Anume, acest lucru trebuie promovat, dar nu obligativitatea vaccinării, a mai declarat Stratulat. Cu o săptămână înainte de 1 septembrie, ministrul sănătății a declarat că dascălii care nu se vor imuniza până la începutul anului școlar vor trebui să-și facă din surse proprii teste anticovid. Scutiți de această obligativitate vor fi profesorii care s-au vaccinat cu ambele doze sau au un certificat ce confirmă prezența anticorpilor. Totodată, Ala Nemerenco a cerut pedagogilor ca până la 1 octombrie 95% dintre ei să fie vaccinați, rata acestora fiind acum de aproximativ 60%. Asta în condițiile în care anterior avocatul poporului a declarat că angajații nu pot fi obligați să se imunizeze, iar angajatorii nu au dreptul să îi demită în caz de refuz. Totodată, orice abuz poate fi reclamat în instanță.